Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din Dead by Daylight. Astăzi vom încerca să supraviețuim și să vedem ce vom putea face pe aici. Ok, avem un generator prin zonă. Evident că vom merge la el și îl vom lucra cât mai rapid. A, perfect. Îl putem lucra lejer pentru că este un supraviețuitor urmărit. Asta este bine. Bun. Noi ne întoarcem la treaba noastră. Este destul de mișto faptul că nu ne-a observat și putem să reparăm generatorul ăsta cât mai repede, încât după să ne ocupăm și de cealaltă generatoare. Ok, s-ar putea să am mici probleme acum. Bun. Bun, fugim așa. Ne continuăm treaba cu generatorul ăsta. Și cred că îl vom termina. Nu mai avem teribil de mult. Încă puțin. Și evident că este gata. Mergem către următorul generator. Avem aici un chest, îl căutăm rapid și după vom face și următorul generator. Se pare că suntem binișor. Se pare că generatorul ăsta a fost făcut. Mergem la un alt generator, văd chiar aici unul. Lucrăm fantastic de rapid. Bun. M-am retras suficient. Două secunde, trecem chiar aici. Se pare că mă ajută un coleg. Ne ajutăm între noi. Un lucru destul de important. Iar acum trebuie să vedem ce vom mai putea face. Cred că îl voi putea ajuta eu pe amărât. Nu garantez, dar pot încerca. Se pare că l-a salvat deja cineva. Așa. Iar acum să ne mișcăm după generatoare. Super.
Oh, nu, să se ducă. Nu, 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 nu pe acolo, nu pe acolo. Sfinte. Totuși, măcar mi-am ajutat colegul cât de cât. Mi-aș fi dorit să-mi treacă exhaustion-ul. Totuși, îmi va trece exhaustion-ul relativ curând, iar colegii vor putea lucra acolo la generator. Nu, nu, nu! Și băgăm turbo. Ok, m-a ajutat și pe mine. Cred că am putea să facem treaba asta mult mai rapid dacă am lucrat împreună. Eu continui să lucrez la generatorul ăsta. I mean, prea rău nu poate să fie. Și mai avem un generator pe aici. Ok, vine după mine. La neba, reuși să mă nimerească. Cred că putem să trec pe acolo, dar nu-mi trecuse încă exhaustion-ul. Partea bună nu o să vadă. Ok, a reușit să mă prindă. Cred că colegii vor fugi. Nu cred că va încerca nimeni să mă ajute. Sunt relativ curios dacă va încerca cineva. Dacă că cineva va încerca să mă ajute. Bun, dă-i și fugi. Am reușit să scap. No one escapes death era. Deci până la urmă avea un hex. Toată lumea are hex în jocul ăsta, oarecum urăsc treaba asta. Dar priviți partea bună, eu mi-am ajutat echipa și am reușit să și scap. Ceea ce este în opinia mea absolut grozav. Am fost și doborât odată, deci asta n-a fost fantastic de grozav pentru mine, dar totuși, până la urmă, am participat destul de mult în meciul ăsta. Am făcut cam de toate, ceea ce este chiar grozav. Poate ar fi o idee bună să distribuim și punctele astea. Nu de alta, dar sunt destul de multe. M-am ales și cu un toolbox, ceea ce la fel este bine. Intrăm aici foarte rapid și vedem cum putem upgrada personajul. Bun, după cum vedeți, avem pe aici destul de multe lucruri. Vreau să iau lucruri cât mai utile. Ceva de genul. Level 36. Capcane, premonition. Bun, jucăm încă un meci.
nu de alta, dar meciul a fost relativ fix de 10 minute și cred că pot să mai strecor puțin conținut pe aici. Deci trebuie să ne punem pe treabă și să reparăm generatorul ăsta. După voi vedea eu ce mai pot face. Oricum avem aici puțin de lucru. Se pare că s-a deconectat deja un coleg. Absolut grozav. Fix de ce aveam eu nevoie acum. Ok, nu-mi place treaba asta. Ne ascundem aici o perioadă. Ok, cu siguranță m-a văzut. Să fugim de aici cât mai rapid. Bun. Cred că sunt în siguranță pe aici. Totuși, o să mai fug prin zona asta. Trebuie să fiu cu ochii pe el. Pentru că nu știu de unde o să vină. Ola naiba! Trebuie să mă mișc. Și cred că aici sunt în siguranță. Ne scudem o perioadă scurtă și ne dăm heal. Sper să și reușesc. Sau mă rog, asta sper. Totuși aici voi fi în siguranță, nu are cum să mă atace de la distanță. Poate maxim să-mi dea slow, dar slow-ul ăla va trece relativ rapid. Ok, acum sunt în siguranță și ne putem pune pe treabă și să reparăm generatorul ăsta. Suntem doi oameni, deci o să facem o treabă destul de bună și destul de rapidă. Și chiar sunt curios unde s-a dus killerul acum. Nu pare să fie prin zonă. Ah, fix că vorbeam de el. Se pare că s-a întors. Da, pe aici vine. Ok, ne mișcăm. Și l-alergăm puțin pe aici. Aici am cum să-l păcălesc destul de ușor. Ceea ce este destul de fain. Încă puțin, încă puțin. O, sfinte, așa. Super. I-am dat cu peletul în cap. Iar acum fugim de el. Și cred că l-am pierdut. Da, se pare că l-am pierdut. Super. Și cred că și-a dat disconnect. Da, se pare că și-a dat disconnect omul. Sfinte, ce-i drept, l-am alergat destul de mult. Și eram doar 3 supraviețuitori. Puteți să concentreze pe ceilalți doi care probabil n-ar fi folosit aceleași mișcări cu ale mele. Dar mă rog, cine sunt eu să judec. Totuși, cred că noi o să ne oprim aici cu acest episod. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, sper că v-a plăcut. Și ne revedem data viitoare cu un episod. Pa, pa!